Ștefan cel Mare, domnitorul care a purtat 42 de războaie în cei 47 de ani de stat pe tronul Moldovei, 1457-1504, a construit 26 de biserici și mănăstiri, dacă ne luăm după inscripțiile în piatră sau pictate, păstrate de-a lungul timpului. Supranumită Ierusalimul neamului românesc de către Mihai Eminescu, Mănăstirea Putna este una dintre perlele arhitectonice, religioase și culturale ale Bucovinei. Este situată în comuna cu același nume, la 72 de kilometri de cetatea de Scaun a Sucevei. Ștefan cel Mare a ales locul după ce a tras cu arcul, iar mănăstirea a fost sfințită în 3 septembrie 1469, după 3 ani de lucrări. Scopul lui era ca aici să fie îngropat alături de familie. I s-a împlinit vrerea după decesul din 2 iulie 1504, la vârsta de 65 de ani. La Putna au fost înmormântate și două dintre soțiile sale, Maria de Mangop și Maria Voichița, precum și Bogdan al III-lea cel Orb, fiul și urmașul său la tron. În ciuda incendiilor, cutremurelor și a trecerii cotropitorilor străini, în special tătari, polonezi și ruși, mănăstirea Putna a rezistat de-a lungul secolelor, chiar dacă nu în forma originală. După anexarea Bucovinei de către Imperiul Habsburgic în 1774, Putna este una dintre cele trei mănăstiri din zonă, alături de Sucevița și Dragomirna, care nu sunt închise la ordinul noilor autorități. Îi sunt aduse mai multe modificări, realizându-se lucrări de reconstrucție și extindere. În timpul acestei ocupații, la Putna a avut loc și prima serbare a românilor de pretutindeni, din august 1871. La această serbare au participat studenții români din Ardeal, Bucovina, Banat, dar și din Vechiul Regat, marea lor majoritate, studiind la Viena. Unii au fost căzăți chiar în mănăstire. Prezent la manifestări, Ciprian Porumbescu, în vârstă de numai 17 ani, a interpretat pentru prima dată balada. La final, i-a spus tatălui său: „Tată, am cântat Daciei întregi.”